Voucherele de vacanță au salvat turismul în ultimii ani, fie că vorbim de mare sau de munte. Hotelierii de pe litoral, de exemplu, spun că un turist din trei a achitat cazarea cu tichete primite de la stat sau de la companii private. Potrivit ANAF, anul trecut au fost emise etichete de vacanță de peste 1 miliard de lei. Sunt bani mulți care au generat dezvoltare doar pentru clientela din țară. Au acționat într-un mod major pentru preluarea unor proprietăți în paragină, multe, la nivelul întregii țări. Renovarea lor s-a întors și în dezvoltare și într-un număr mult mai mare de salariați. Atragerea de turiști străini, de capital străin în țară, a fost practic inexistentă sau foarte leșinată. 1,2 miliarde de lei valorează tichetele de vacanță încasate de turism în 2022, de 4 ori mai mare ca cea de anul trecut. Practic, un sfert dintre vacanțele anului trecut în România au fost plătite cu vouchere. Aceste tichete de vacanță au ținut în viață, dacă putem să spunem așa, multe destinații și foarte multe dintre locații. Tichetele de vacanță au fost supapa de siguranță, da, gura de oxigen pe care am reușit să o aducem turismului român. Există și un cost ascuns. Tichetele de vacanță au crescut numărul de turiști, dar a apărut și reversul medaliei. Au crescut prețurile cu 10-15%. Sistemul tichetelor de vacanță favorizează apariția clienților captivi, obligați ca să consume turism românesc. O firmă care are clienți garantați nu este interesată să-și îmbunătățească produsul sau serviciul. Din păcate, deși câștigă mult mai mult de când există aceste vouchere, mulți dintre afaceriști în turism nu prea mai investesc în afacerea lor. Hotelurile mari însă au ținut pasul cu pretențiile turiștilor cu bani, care pe lângă vouchere cheltuiesc și sume importante la mare sau la munte. Am reușit să renovăm absolut complet la Lajet, undeva la 700 de băi din toate hotelurile mele. Panourile fotovoltaice este un proiect care l-am accesat prin Ministerul Mediului. A reușit undeva la 98 de kW. Ne-am apucat de investiții la finalul sezonului, de la schimbarea absolut, gresie, faianță, tot ceea ce înseamnă ghiuvete, baterii. Nu vă zic de cât material a intrat, tirul cu adeziv, șap, mortar și nu mai spun. Voucherele de vacanță au fost reintroduse în 2018 cu o valoare de 1450 de lei. 1.200.000 de bugetari primesc tichete de vacanță. Dacă statul ar acorda tichete pentru toți salariații din economie, ar trebui să facă un efort anual de circa 2 miliarde de euro, iar suma de bani cheltuită în mod obligatoriu în turismul românesc va fi de 3-4 ori mai mare decât în prezent.